Asta este realitatea. Începând de aseară la ora 22, am aflat că o salariată de la primăriei municipiului Suceava a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Nu zic că ne așteptam, dar eram într-o stare de alertă, pentru că această salariată era internată la secția de boli infecțioase de joi seară la Spitalul Județean. Au fost luate acele teste, s-au trimis la Iași, aseară la ora 10 au venit. Această doamnă iese din comuna Bosanci și atunci, sigur că probabil că e vorba de focarul de la Bosanci, de acolo s-a infectat și dorim multă sănătate. Ea este în acest moment la Spitalul Județean de la Suceava, nu am informații să fie transferată la Iași, chiar se simțea bine. Am vorbit ieri de trei ori cu ea și vă spun sincer, mă implora să vorbesc cu doctorul, să o lase acasă, să simte bine. Nu era venit testul, sigur că acest lucru nu se mai poate. Eu cu această doamnă am intrat în contact acum 13 zile, mi-a ținut, i-am ținut audiențele. Datorită faptului că a venit coronavirus, n-am mai avut aceste probleme la primărie, deci n-am avut audiențe direct. Eu cu doamna care are depistată pozitiv, am intrat încă o dată în contact acum 13 zile. Eu astăzi mă simt bine, n-am niciun fel de problemă. Mai mult decât atât, mi-a făcut sâmbătă testul. Mergând pe ideea asta, știam că e posibil ca doamna să aibă probleme, mi-a făcut testul, aștept să fie rezultatul. Mă simt foarte bine, dacă ați văzut, am postat și un clip realizat în această dimineață de mine, personal în biroul meu. Deci nu intru în contact cu nimeni, doar cobor din primărie, iau mașina și merg acasă. Ca atare, am luat măsuri ca de astăzi primăria practic este închisă. Noi ne-am autoizolat și când spun noi, eu, viceprimarii, secretarul și câțiva directori din primărie, suntem în birouri, suntem izolați, nu luăm contact unul cu alții, avem o cameră unde punem hârtire cu măști și cu mănuși, le-am de acolo, le semnăm, dar cel mai mult discutăm online și prin telefon. Mai ales că noi astăzi avem o ședință extraordinară de consiliu local și o să ajung la ea să vorbim despre ea. Deci, în acest moment eu sunt izolat, autoizolat în biroul meu, nu am contact cu nimeni, nimeni nu are contact cu mine, v-am spus modalitatea cum lucream. Vă dați seama că e foarte greu de stabilit, o închidere epidemiologică, este clar că această doamnă care este o salariată foarte bună și am tot respect pentru ea și mă rog pentru ea să fie bine, a intrat în contact cu toată primăria pe românește. Astăzi am dispus ca toți salariații din primărie să fie izolați la domiciliu, iar cei care au probleme, doamne ferește, dacă au temperatură, se simt rău, să sune conform procedurii la 112. Dați-mi voie să fac un apel către cetățenii municipiului Suceava. Dragi suceveni, cred că trecem din cele mai grele clipe, știu, în ultimii zeci de ani, poate de la cel de-al doilea război încoace mondial, au mai fost momente atât de dramatice. Nu vreau să vă panichez, dar în același timp trebuie să fim realiști. De aceea am un mesaj foarte clar pentru dumneavoastră, politic, dar și ferm. Vă implor, stați acasă. Dacă veți sta acasă, veți salva viața dumneavoastră. Dacă veți sta acasă, salvați viața celor dragi. Dacă stați acasă, vom salva orașul. Dacă stăm acasă, putem salva locurile de muncă pe care le avem. Dacă stăm acasă, putem relua mai repede viața normală. Încă o dată, nu vreau să panichez pe nimeni. Fac acest apel în așa fel încât să stăm acasă azi, acum, mâine poate fi prea târziu, să nu uităm ce se întâmplă azi în Italia, ce se întâmplă în China sau în alte părți. De asemenea, anumite măsuri pe care le am municipalitatea începând de astăzi, așa cum se știe, noi am redus transportul local cu 40%. Rog cetățenii să nu se înghesuie la autobuze. Dacă e plin, așteptă să vină altul. Noi vom încerca să monitorizăm în teren, să vedem câte mijloace sunt necesare în această perioadă critică. Să respecte acea distanță. Tot începând de astăzi, nu mai este permis intrarea în parcuri, la locurile de joacă. Tocmai de aceea, nici afară, nici n-am dezăpezit în parcuri, la locurile de joacă, nu cumva ca cetățenii să meargă să stea acolo. La fel, așa cum se știe, prin ordonanța militară, începând de astăzi, mall-urile sunt închise. Și acum avem voie să apărez o problemă delicată pe care avem în oraș. Este vorba de problema de la Spitalul Județean de Urgență, acolo unde mai multe cadre medicale s-au infectat cu acest virus. Sigur, din lipsa echipamentului de protecție, că asta este realitatea. Și aici nu vreau să aduc nicio acuză la nivel local sau la nivel național. Eu zic că acest lucru, toată omenirea, lumea a fost luată prin surprindere de această nouă epidemie. Uitați-vă că țări care se respectă economic, ați văzut în China ce se întâmplă în Italia, America, Franța, toată lumea spune că nu au echipamente. Din păcate, nu se mai găsesc aceste echipamente pe piață. Tocmai de aceea vinem în sprijinul cadrelor la Spitalul Județean, începând de astăzi primăria municipiului Suceava. Pune la dispoziție pentru medici, cadre medicale, 30 de camere la hotelul Zamca. Și aici vreau să spun că domnul Filipciuc de acolo îi dă gratuit camerele și îi mulțumim frumos. De asemenea, primăria municipiului Suceava asigură masa pentru cei care sunt la Zamca pe un contract pe care îl vom face cu hotelul Zamca de 70 de lei de persoană, așa cum e scris în ordinul Ministerului Sănătății. La fel, începând de astăzi, avem pus la dispoziția cadrelor la Spitalul Județean 116 locuri, scrie
trei în cameră, peste 30 de camere, pentru la fel cadre medicale, infirmieri și tot ce trebuie la spitalul județean, la căminul de la liceul de informatică, la liceul de informatică, sper să cum se cheamă el astăzi. La fel, acolo primăria municipiului Suceava asigură masa gratuit și, bineînțeles, toate celelalte costuri care sunt legate de încălzire și alte salubritate și tot ce trebuie acolo. Mai mult decât atât, având în vedere faptul că ceea ce s-a întâmplat la spitalul județean se va datora faptului că nu sunt echipamente de protecție suficiente și a zis că nu sunt la nivel național, noi am luat legătura cu orașul care se numește din China, Yuncheon, să ne ajute cu aceste echipamente de protecție. Și aici mă refer în primul rând la combinezoane, măști, testere și, în ultimul rând, poate cel mai important, aparate de ventilație la terapie intensivă. Sigur că avem deja niște oferte de la dumnealor, de ce spun din China? În Europa ele azi nu se mai găsesc. Sigurul loc în care se mai găsesc sunt în China, pentru că se pare că acolo s-a mai domolit această epidemie în China, au început să lucreze. Ca atare avem niște oferte și astăzi am avut discuții cu domnul manager al spitalului Vasile Râmbu, domnul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și ne-au sugerat să cumpărăm pe primărie aceste echipamente, să le donăm gratuit spitalului pentru a scurta circuitul birocratic. Așa e legea azi, dacă merge pe cale normală, trebuie să le dau la Consiliul Județean, Consiliul Județean trebuie să rectifice și bugetul, să le dea la spitalul județean și așa mai departe. De aceea, astăzi vom avea o ședință de îndată a Consiliului Local, prin care vreau suma de 5 milioane de lei de la investiții și punem la dispoziție pentru spitalul județean aceste echipamente de care v-am menționat. Sigur că ultimul cuvânt, de ce privește achiziția acestor echipamente, le vor avea cei de la spitalul județean. Noi trimitem ofertele acolo să ne confirme dacă sunt bune, dacă sunt de calitate. Mă bucură faptul că deja avem o ofertă de 20 de ventilatoare pentru ATI din China. O să vedem dacă sunt corespunzătoare, dacă sunt compatibile. Le transmit despre analiză la spitalul județean. În măsura în care vom aproba astăzi în Consiliul Local și voi discuta cu fiecare consilier în parte rechiscarea bugetului Consiliului Local, să putem demara această procedură de licitație pe achiziție pe forță majoră și, bineînțeles, că vom avea ofertele, la fel vom convoca la distanță Consiliul Local, să le analizăm în Consiliul Local, pentru că este vorba de o situație de forță majoră, este vorba de a salva vieți omenești. Am văzut că asta se întâmplă în Italia, mor mulți oameni datorită faptului că nu au aceste aparate de ventilație. Și, din nou, mai fac un apel la suceveni să stea acasă și, pentru aceasta, așa cum se știe, primăria municipiului Suceava le-a pus la dispoziție o linie directă încă de săptămână, cu numărul de telefon 0230-210-678, pot suna între orele 6 și 22 și, sigur, că aici pot să iei clarificări legate de izolarea la domiciliu, autoizolarea la domiciliu, de carantină și alte aspecte legate de gripă, dar și alte probleme care le-au cu primăria. Și, în ultimul rând, începând de astăzi, conform ordonanțe militare, noi, prin poliția locală, prin direcția de asistență socială, trebuie să monitorizăm persoanele cu vârste mai mari de 65 de ani, să monitorizăm să iese din casă în primul rând și, în al doilea rând, să le ducem la dispoziție tot ce au nevoie. De aceea fac un apel de suflet la suceveni să ne păzim masca, așa cum am spus la începutul intervenției, s-ar putea mâine să fie prea târziu, să ne rugăm la Dumnezeu în aceste zile să ocrotească Suceava și să avem de păzit cât mai puțin în urma acestei epidemii de coronavirus.